Accident în lanț în această dimineață în zona pasajului Sălăjan din capitală. 20 de mașini s-au ciocnit din cauza carosabilului alunecos. Traficul a fost restricționat între șoseaua Vitan-Bârzești și Spraiul Unirii. Află mai multe detalii despre ce s-a întâmplat de la Claudiu Costea, inspector în cadrul Brigăzii Rutiere a Poliției Capitalei. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenția la Jurnalul Dimineții. Bună dimineața! Cum s-a întâmplat concret așadar, domnule Costea? Nu avem date concrete despre dinamica procedurii accidentului. La acest moment se fac verificări. Vă spun că chiar în acest moment am ridicat restricția de pe strada Iuliu Hardeganu și am rămas cu restricție doar pe podul Nicolae Grigorescu pe ambele sensuri. Asta pentru a preveni producerea altor evenimente rutiere. De precizat este faptul că sunt 20 de autovehicule implicate. Din fericire, nu sunt victime. Toți conducătorii auto au fost testați de către colegii care au ajuns la fața locului cu aparatul alcool test. Nimeni nu a consumat băuturi alcoolice. Aceștia au fost îndrumați legal la biroul de accidente ușoare din cadrul Brigăzii Rutiere pentru întocmirea documentelor de constatare. La acest moment, la fața locului, mai sunt 4 autovehicule nedeplasabile, care așteaptă vehicule destinate de panări pentru a fi ridicate de la fața locului. Aveau viteză șoferii? Aveți informații? Nu avem informația aceasta în acest moment. Vă spuneam că efectuăm verificări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs acest carambol, pentru că vorbim despre un carambol în prima fază. Era polei pe carosabil, era înghețat carosabilul? Da, vă pot spune că sunt la fața locului și, într-adevăr, carosabilul este alunecos în unele porțiuni, aici pe podul Nicolae Grigorescu. S-a acționat chiar mai devreme cu material antiderapant. Spuneau șoferii că acest polei ar fi venit în urma irigațiilor care se desfășoară în acea zonă. Este adevărat această informație? Ne puteți confirma? Vă spuneam că sunt cercetări care se fac în acest moment de către colegii mei de la Brigada Rutieră. Încercăm să stabilim cu exactitate. Vă dați seama cum s-a produs acest carambol. De îndată ce vom avea informații legate de dinamica procedurii accidentului, cu siguranță vă vom informa. Da, cum se desfășoară acum traficul? Este deviat pe anumite tronsoane? Explicați-ne, vă rog. Sigur că da. Doar pe podul Nicolae Grigorescu, pe ambele sensuri, vă spuneam, pentru protecție, traficul este restricționat. Pe sub pod, pe splaiul Unirii, se circulă. Am avut restricție la început, adică la momentul procedurii accidentului, pe strada Iuliu Hardeganu, din adâncime, dinspre Vitan-Bârzești. Doar că la acest moment restricția a fost ridicată și avem protecție doar pe podul Nicolae Grigorescu, ambele sensuri de deplasare, dinspre Sălăjan către Vitan-Bârzești și invers. Da, domnule Costea, ce recomandări aveți, mai ales că se înregistrează acum temperaturi negative în această perioadă peste noapte și se circulă, iată, în condiții de iarnă, s-a lăsat și ceața acum în capitală. Ce recomandări aveți așadar pentru șoferi? Înainte de a se porni la... Brigada Rutieră chiar ieri a trimis către dumneavoastră, către mass media, recomandări legate de condiții meteo nefavorabile și că ar trebui să fim foarte prudenți atunci când circulăm pe drumurile publice când condițiile meteo sunt nefavorabile. În primul rând, viteza trebuie adaptată în permanență la condițiile de drum, să circulăm prudent, să fim calmi, să ne asigurăm că funcționează corespunzător instalația de climatizare, sistemul de dezapurire, sigur că da, ștergătoarele, pentru că ați văzut dumneavoastră în ultimele zile a și plouat, de dimineață a fost ceață, foarte important pentru a preveni implicarea într-un accident de circulație și astăzi a fost vorba despre așa ceva, trebuie să fim foarte calmi. Da, mulțumesc mult pentru aceste informații extrem de importante. Claudiu Costea, inspector în cadrul Brigăzii Rutiere a Poliției Capitalei. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc informația orei. 20 de mașini au fost implicate într-un carambol în zona pasajului Sălăjan din capitală. Principala problemă
ar fi fost poleiul de pe carosabilă. Din fericire, nu sunt victime. În acest moment, traficul în zonă este încă restricționat, iar șoferii sunt redirecționați pe alte trasee. Așadar, vom urmări acest subiect pentru că apar noi informații de îndată ce ancheta va fi finalizată acolo în zonă, așa cum ne spunea și inspectorul din cadrul brigăzii rutiere a Poliției Capitalei, Claudiu Costea.